Ești sigur că știi totul despre mașini, dar chiar totul? Și eu am fost uimit să descoper câteva, să le zic așa, bunătățuri speciale pe patru roți. Există câteva curiozități pe care nu le cunoașteți despre lumea motoarelor și a mașinilor. Mașinile au o istorie proprie, plină de fapte distractive și senzaționale. Automobilele au evoluat tehnic, prin adoptarea procesului tehnologic, modern, natural și a noilor reguli de circulație. Există de asemenea câteva curiozități pe care este posibil să nu le știți despre mașini. Sunt unice și distractive. Iată câteva fapte despre mașini. Prima amendă. Prima amendă datează din anul 1904 pentru viteză. Amenda a condamnat un automobilist care a călătorit cu o viteză extraordinară de 19 km pe oră. Astăzi avem pe autostradă limită de 130 de km pe oră. Imaginați-vă ce s-ar putea întâmpla în zilele noastre cu o limită similară. Practic nu ai putea merge. Stau și mă gândesc, dacă se întâmpla asta în România, mai rămânea în istorie ca prima amendă? Rămâne să spuneți voi asta în comentarii. Stai așa ca un znod în papură. Hai, ia de aici. Păi ce faci, Nicule? Ai zis că n-ai nicio bubă și acum vrei să-mi închizi gura sau cum? Așa, să trecem la următoarea. Claxonul. Claxonul este o notă muzicală. Analiștii sistemului au înregistrat sunetul claxoanelor și au convenit că timbrul muzical se referă la nota fa. Nu trânti ușa. În Elveția există interdicția de a trânti ușile mașinilor. Nerespectarea acestei impuneri poate duce la o amendă. Incredibil, dar adevărat. Automobil. Ce înseamnă automobil? Termenul derivă din grecul autos, care înseamnă de la sine, și mobilis, mobil, adică ceva care se mișcă. Deci, automobil înseamnă se mișcă de la sine. De cât timp avem nevoie pentru a ajunge pe lună? Matematicienii au calculat timpul necesar pentru a ajunge de la Pământ la Lună într-un ritm mediu de 100 de km pe oră fără oprire. Ar dura aproximativ 5 luni. Pentru Soare însă ar fi suficienți 170 de ani. Motorola. Compania Motorola își datorează numele primului dispozitiv comercial fabricat. Era un radio auto numit Motorola. Moto pentru mașină și Ola pentru sunet. Prima mașină, primul vehicul cu patru roți, a fost construit în anul 1769 și nu a fost tocmai un exemplu de lux și fiabil. A cântărit mai mult decât un camion ușor modern, adică 4 tone. De câtă benzină aveți nevoie pentru a porni motorul? Pentru a porni motorul unui vehicul aveți nevoie de aproximativ 15 grame de combustibil. Atât pentru astăzi, noi o să ne auzim săptămâna viitoare cu un nou videoclip, care nu știu deocamdată despre ce subiect este vorba sau dacă va fi o reparație. Nu uitați, abonați-vă la canal și apăsați clopoțelul. În acest fel, nu vei pierde niciun videoclip. Vă salut pe data viitoare!